Verde au avut apariții care mai de care mai surprinzătoare pe covorul verde la Forța Zoo, în timp ce Ruby a întâmpinat ceva probleme cu vestimentația extrem de sexy, Laura a făcut o schimbare de imagine și și-a surprins fanii. Cum s-au îmbrăcat și alte artiste, vedem chiar acum. Luca a fost o apariție senzațională la Forța Zoo. Artista a îmbrăcat pe covorul verde o rochie transparentă cu franjuri, care îi lăsa posteriorul bombat la vedere, dar a ieșit în evidență cu noul său look. Mai mult, cântăreața și-a aplicat extensii cu codițe afro, de un roșu aprins, cu care a atras toate privirile. Pe scenă, vedeta s-a remarcat și cu costumația extrem de sexy, cu care a făcut senzație. Alina Eremia a adoptat un look puțin bărbătesc pe covorul verde. Blondina a purtat un sacou masculin, dar cu un touch feminin în talie, iar părul și l-a prins cu ajutorul unei bentițe. Bărbații nu și-au putut lua ochii de la decolteul sau adânc. Nu au lipsit nici accesoriile din vestimentația Alinei. A purtat la gât un colier din mărgele, superb. Lidia Buble a uimit publicul cu apariția sa. A venit cu un look fresh și cu o idee interesantă de show. Artista a aplicat pentru lungimea părului o coadă lungă de culoare turcoaz, iar pe față și-a pus o mască parcă desprinsă din filmele SF. A îmbrăcat o bluză lungă, transparentă, dar nu și-a lăsat picioarele la vedere, așa că a apelat la o pereche de cizme înalte de culoare roșie. Ruby a avut parte și de momente mai puțin plăcute, căci costumația aleasă i-a jucat feste. Vedeta a stins lumina cu o rochiță scurtă argintie, care la un moment dat i-a lăsat la vedere lenjeria intimă. Neobișnuit cu apariții mai excentrice, dar acum Laura a fost destul de cuminte. Artista a fost foarte îmbrăcată și nu a lăsat mai nimic la vedere, așa cum o făcea altă dată. Schimbarea de stil se pare că își spune cuvântul, pentru că Laura s-a îmbrăcat cu un maio alb, pe sub care îi se vedea bustiera neagră, o pereche de colanți și o fustă albastră din latex. Andreea Bălan a uimit publicul cu show-ul pe care l-a făcut. Artista a venit deghizată în Wonder Woman, însoțită de Petrișor Ruge, costumat în Superman, dar și de o armată de dansatoare una și una. Mai mult, pentru acest eveniment, cântăreața a făcut o nouă schimbare de look și a revenit la blondul care a consacrat-o. Ami a avut o ținută total neinspirată. Artista a asortat un top pretențios de culoare roz dintr-un material fin cu o pereche de blugi largi, care nu ieșeau cu nimic în evidență. În cealaltă extremă, de când a devenit majoră, Nicole Sherry îmbracă ținute din ce în ce mai sexy. Deși se află în focurile examenului de bacalaureat, artista a ținut morțiș să meargă la Forța Zoo și a ales să îmbrace o costumație neagră din dantelă, pe sub care și-a luat o bustieră și o pereche de chiloți cu talie înaltă. Interesantă a fost șapca pe care a avut-o pe cap, care avea la spate o fundiță din plasă.